Mă, cred că au atacat rușii, ești nebun. Ceva s-a întâmplat. Oi, vedea din pușcărie cu numele Federico Corleone și Bill Benson Corleone. De unde îl cunoști pe Marcel? Te-am întrebat, nu? Dar eu cred că e de la poliție, cred că e super. Eu cred la fel. Am față de polițist, cu două gagici în spatele meu. Bine am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi am revenit cu ceva foarte diferit, pentru că suntem pe un nou server, Zentrix România. Și astăzi este al doilea episod din noul capitol și după cum vedeți deja s-au schimbat o grămadă de chestii și probabil sunteți confuzi unde naiba sunt eu acum. Și o să aflăm imediat unde suntem și de ce părem cu lemn, cu d-astea, ce avem aici lângă noi, nu știu, o să vedem imediat care este situația, dar înainte vreau să vă arăt comentariul episodului de data trecută, este de la Lorena Gabriela, care ne spune că eu cred că Bezea și Frede la început au devenit foarte bogați. Am întrebat data trecută de ce credeți că s-a întâmplat cu Frederico și Bezea, iar noi astăzi o să aflăm ce s-a întâmplat cu ei și ce mai probabil o să ne întâlnim și cu ei. Vedem care este situația. La început au devenit foarte bogați, iar după, apoi, din cauza infracțiunilor făcute cu Vito, au pierdut tot, au fugit și o să se întoarcă la Mariusel. Deci asta este părerea Lorenei și mulți au fost de acord, 92 de like-uri, așa că eu pot să vă spun că un pic din adevăr e acolo, dar nu e tocmai, nu prea e corect ce scrie acolo. O să vedeți imediat ce s-a întâmplat cu Bezea și Frederico. Iar întrebarea episodului de astăzi este: cum credeți voi că o să arate copilul lui Mariusel? Pentru că nu cred că astăzi o să sunăm pe Mariusel, vedem, poate reușim să-l vedem astăzi, deși nu cred, dar o să sunăm să vedem. De naiba suntem, frate meu? Voi vedeți? Auzi sirene? Le-auziți și voi? Unde naiba mă aflu, mă, ești nebun? Știți că ne-am culcat la maica mea acasă și ne-am trezit în așa ceva. Și sincer, nu știu la ce să mai aștept după ce ies de aici, dar hai să vedem care e treaba. Mă, dar ceva se întâmplă cu poliția, e foarte... au și elicoptere. What? Ce se întâmplă, frate meu? Cine e pe aici? Care ești tu? Care... Bună dimineața, dragule. Neața... Păpușă, dar tu cine ești? Lucy, încântată. Lucy. Bună, Lucy. Scuze, este un pic așa. Eu nu, habar n-am cine ești și de ce sunt aici. Adică, tocmai m-am trezit, m-am culcat în patul al meu de acasă cu ai mei și m-am trezit aici. Vino după mine. Păi stai, alo, cum adică, bă, după tine? Abia m-am trezit în casa al cuiva și îmi spui să merg după tine? Habar n-am unde sunt. Păi, haide, dragă, vino încoa. Dar ce s-a întâmplat? Tu auzi câte sirene? Stai puțin. Stai, bă, puțin, că nu mă duc cu tine, băi, nebuno, vino înapoi. Eu nu merg cu tine, mă, spune mai întâi ce caut aici. Ca să vezi ce cauți aici, vino încoa, puiule. Mă, puiule, stai puțin, băi, mă, puiule. Stai puțin. Păi, cum adică? Mă, e așa, mă, în toate astea, nu înțelegi? Eu nu mă duc până nu îmi spui. Ca să afli, urmează-mă. Tu... Te cunosc? Ți-am făcut ceva? Spune-mi. Deci nu înțeleg. Nu ai făcut nimic, dar urmează-mă. Mamă, ce se întâmplă? Okay. Gata. Mă, stai puțin, că nu înțelegi cineva. Se întâmplă cu poliția asta. Chat, voi vedeți câte poliție? Stai, mă, tu ești aia, te-am luat de pe stradă? Da. Tu mai... Mariusel. Ce caut aici? Știu că o să ți se pară ciudat. Crezi? În primul rând, stai să prezint pe prietena mea, Lucy. Mariusel, Lucy, Lucy, Mariusel. Lucie, eu sunt Mariusel, bună, dar sunt foarte confuz, adică cred că am și eu dreptul să fiu confuz, nu? Da, ideea e în felul următor. Eu am înțeles cât te ai pățit și prin cât ai trecut și chestii. Și ideea e că ea s-a reîntors în oraș după mult timp, a fost plecat în străinătate. Și ea avea casa asta, știi? Și acum când a reajuns,
în oraș. Am zis că dacă vrei, gen, să vii să stai cu noi sau ceva, dacă nu stai cu maica ta și cu bunicul tău, o să fie mai... Na. Am înțeles. Dacă tu suntem prieteni... Ia stai puțin, că mă duc puțin prin curs, stai 2 secunde. Ah, ca idee, că am uitat să vă anunț. De ce am schimbat stelul, că probabil multe noi se întreabă treaba asta. Nu o să vă spun, o să vă dați voi seama pe parcurs, o să înțelegeți de ce. Nu pot să vă spun momentan, dar o să înțelegeți pe parcurs de ce a trebuit să schimbăm server, ok? Pentru că am uitat treaba asta, am răspuns deja Petrovo, dar trebuia să zic și pe episod treaba asta. Pentru că bun, deci mai întâi vedeți Petrovo, iar după pe YouTube. Stai aici cu noi o perioadă, dacă vrei. Păi stai, bă, nebunelor, bă, vă vreți să stau cu voi aici? Dacă vrei. Asta am zis să... Ma, ai auzit? Păi, nu știu ce să zic. Eu m-ai luat de acasă în timp ce dormeam. Nu știu ce mi-ai băgat în mine, că eu de obicei mă trezesc. Cum m-ai luat pe sus? Păi, te-am luat în ce? Te-am băgat în mașină. Ai că da, mi-ai băgat tu ceva în mine de mai... Că eu mă trezesc. Mă, dar ce se întâmplă? Eu niciodată. Mă, de ce e afară, pe bune? Cum asta m-a trezit? Bă, ce chat vei vedeți? Că m-a trezit, mă rog, ați pisem pe canapea iar. Ce naiba e afară? Nu știu, mă, ce se întâmplă. Păi te-ai tu la, știi ce se întâmplă, că ăștia tot dau târcoale pe aici. Te-ai și tu la, știi, să vezi tu care treaba. Bici că acum vine, ne-au atacat rușii, care ești tu, mă, să mă neam? Care-i treaba pe aici, mă? Ce-i pe aici? Ia uite ce-i pe aici, jacuzzi. Jacuzzi, ăsta. Uite-te că la tine acasă. Al naibii coș de gunoi. Ia uite. Ia uite, avem aici jacuzzi. Ești nebun, al naibii coș de gunoi flutește. Da, ăsta e coșul de gunoi magic. Băi, ești nebun. E wireless. Ia uite ce stil. Așa vă faceți. Bă, dar nu, eu cred că dacă aprind un chibrit și îl dau de perete, asta a fost cu casa ta. Asta e casa făcută homemade. Din chirpici, cred că. E din lemn, cum din chirpici. Dacă mă prinde Bibi că sunt cu două femei în casă, mă moare și nebun. Deși, la cum ați văzut o episodul anterior, nu știu ce să mai zic. Mă, care-i treaba afară? Nebunii la cafetele astea. Mă, care ești tu? Că eu nu înțeleg. O limuzină? Ce ați voi vedeți limuzina asta? Mă, cred că au atacat rușii, ești nebun? Ceva s-a întâmplat. Uitați-vă la... Ce caut elicopterul ăla? Mă, ce se întâmplă aici, frate? Opa! Olu. Logant. Mă, chat, dați-mi și mie o explicație ce se întâmplă. Doamnă polițist! Doamnă polițist! Bună ziua! Bună ziua! Ce s-a întâmplat? De ce e atât de mare zarvă, sirene, toate nebunile? Ce se întâmplă? Bună ziua, chestor general, Parfum Alexandru de la Poliția Română. Ce? Ce face, mă? Au fost dat în urmărire doi indivizi. Au evadat din pușcărie cu numele Federico Corleone și Bill Benson Corleone. Îi cunoașteți? Asta am văzut și eu la știri. Asta mai am să vin să spun. Îi cunoașteți cumva? Stai, mai repet o dată. De cine a evadat? Federico Corleone și Bill Benson Corleone. Nu-i cunosc. Nu-i cunosc. Da. Vă rog frumos, dacă vedeți, să sunați urgent la 112. Să evitați persoanele necunoscute, să aveți o distanță okay. De alte persoane. Da. Domnul polițist, și că a băgat ceva de un polițist cum vorbește. Îi vom căuta. Că e intrat morcov în fund la polițistul ăsta. Pacea mai bună. Da. Asta am văzut și eu la știri, asta voiam să spun. Păi și... Doamne, ce e cu atâta zarvă, frate, înțeleg, dar... Bă, tu vezi ce e asta? Asta cu e? Păi dacă ai evadat din pușcărie, nu știu, asta, nu știu, habar n-am. Că noi aveam un golf, dar nu știu unde e golful nostru. E în fața casei. Și mașina e goală.
Și e închisă noastră, chiar. Aoleu, domnul polițist, domnul polițist. Bă, avem nevoie de... Nu avem mașină? Era un golf aici, bă, fem... nu, l-a furat țiganii. Bă, femeie, tu m-ai luat de acasă. Și acum n-avem nici mașină? Îi l-a furat țiganii, aparent. Da? Ia vino. Ce facem, mă? Ce? Ce? Te trebuie să băiat asta. Aoleu, lasă-mă cu astea. E căsătorii cu asta. Andrei, nu, nu, Mariusel, nu, 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 nu. Ce faci? Nu știu, mă, încerc să fac un de-asta. Nu, trebuia să-l întrebăm pe aia, că ne duce și pe noi pe unde. Pă bune, că n-am... N-aveți, bă, o mașină? M-ai luat până aici și n-ai o mașină? Aveam un Golf. Bine zis, aveam. Avem o mașină în fața acolo. Avem un Golf. Forță. Aveam nu un Golf. Nu mai am Golf. Mă, deci, vă realizați că... Hai să vă spun ceva, fetele, ia veniți în coace. Mă, Bezea și Frederico au scăpat de la pușcărie, adică erau la pușcărie tot timpul ăsta? De cât timp? Ați auzit de evada, ăștia care au evada, da? Așa, da. Îi cunosc pe băieți. Aolo. Îi cunosc bine rău pe băieți. Problema e că nu sunt periculoși sau ceva, dar au făcut ei ceva nașpa de au ajuns acolo. Ideea e că s-ar putea să știu unde sunt. Bine. Asta, am idee unde aș putea să-i caut și poate ne-au căutat polițiștii, știi? Le știu tactica. Știi care e ideea? Polițiștii se așteaptă acum în prima perioadă să fie în zonă, dar după aceea să crească cercul și tot așa. Dar tactica lor, am observat de obicei că este în situația asta, să stea în aceea zonă, ca în apropierea zonei principale, pentru că polițiștii nu o să mai întețească căutările, știi, în apropiere odată ce au căutat, știi? Deci probabil o să fie undeva în zona asta. Noi suntem aproape de închisoare aici, nu? Aici suntem undeva în Sandy? Unde pe aici? Oh, da, prin Sandy. M-am mai dus până în Sandy să mă bată tata. Păi și m-ai lăsat și fără mașină. Okay, are... Băi, m-ai lăsat fără nimic. Mai am... Păi, dar ți-am zis că mi-au furat țiganii mașina. Aveam un Golf. Mi-au furat Golf. Bă, dar voi mi-ați făcut ceva. Uite o mașină acolo. Nu zis că mi-ai... Păi, uite, știu, mi-ai băgat... Mi-ai schimbat și asta de pe mine. Doamne, păi da, te-am schimbat, să fii curat. Bă, du-te mă de aici, că deja mă sperii. Du-te mă de aici. De ce? Mă caut și la chiloți sau ce vrei să spui? Nu, acolo nu. Nu? Acolo nu. Nu o să ne simți, dar știu că ai soție, ai copil, de astea nu, nu. Anaïs, uite. Acum nu știu ce-a făcut pasta asta, dar eu n-am făcut nimic. Eu ce-am făcut? N-am făcut nimic. Mă duc să fie persoane, oameni ăștia cu mașinile, dacă ne duc și pe noi. Hai, du-te. What the fuck? S-a dus să caute mașină. Ce? What? Bună? Alo? Hello? Mămică? Ce mă... Miruna? Te duci și nu aud. Miruna! Ce mai Miruna? Mămică, fetele astea sunt nebune. Bine că ai venit să mă salvezi. Nu am făcut nimic, Miruna. Bine că ai venit să mă salvezi. Bine că ai venit, bine că ai venit să mă salvezi. Bine că ai venit să mă salvezi. Adică, ce s-a întâmplat? L-am adus să stea m-am cu noi ca să nu mai stea cu voi. Mămică, m-am culcat cu tine și m-am trezit cu astea. Mai una nebună care era pe aici. Te-am lăsat să dormi singur, nu mai zic că te-ai trezit cu noi. Noi am dormit pe canapea. Îți place de fiul meu? Nu, l-am adus pentru că m-am gândit să nu stea. Vrei acolo să-l duci cu pe centură? Dumneavoastră. Nu! M-am gândit să nu stea acolo cu dumneavoastră, că n-ai ură să stea și noi, dar mașina. Prieteni. Ce? Ai grijă de mașină, du-te și tragi aici, că e haos. Au scăpat doi pușcăriași, știi cine au scăpat? A, da, da, știu. Ai văzut la știri? Adică cred. Sau? Adică... Da, da. Adică... Păi, n-ai auzit de Bezea și de... Nu, dar tocmai că... Frederico? Nu, da. Să-ți fac cunoștință cu prietena mea, Lucy. Încântată, Lucy. Miruna, am vorbit cu Bezea și Frederico, cu voastră de tine și n-au dat de tine, știi? Că? Au dat de mine. Nu stai mă puțin, mămică. Azi, azi. Azi ai vorbit cu ei? Da, la da. La puțin timp după ce ai evadat sau ce? Da, da. Pentru că te căutau pe tine.
Ok. Și n-au cum să dea de, n-au dat de tine pentru că era aici și nu știau nimic despre tine și știau despre mine. Și? Și că eu nu mi-am schimbat numărul de atâția ani și m-au sunat. Ei m-au blocat pe mine, în fine, hai. Așa, în fine, și voiau să dea de tine și au dat prin mine. Da. De că așa vor să te execute. Păi și ce vor de la mine? Ce am eu impresie. Nu știu, eu doar mi-au zis că vor să dea de tine acum, nu știu când, cum și ce. Mă, ție ți-au spus că au ceva cu mine? Păi am, eu știu că erau foarte supărați pe tine acum, că e trădat atâta timp, că trebuia să-i cauți. Chiar dacă ei te-au lăsat, tu trebuia să-i cauți. Că te-au lăsat din cauza problemelor tale. Sunt foarte confuz în momentul de față. Ce părere aveți despre tot? Eu sunt curios de ce au intrat ei la închisoare, că eu din cauza mea n-au intrat, asta te asigur. Avem o mașină până la urmă sau nu? Dar tu când i-ai văzut ultima dată? Eu? I-am văzut ultima dată după ce am fost urmăriți destul de nașpre de poliție, o alarmă falsă, ceva, nu știu ce. Ne-am urmărit, a alergat destul de mult cu poliția, am scăpat de poliție și am stabilit că ne despărțim ca să nu mai fie probleme. Și ei s-au dus, m-au blocat și au plecat. Și ideea e că după aceea am rămas eu cu Bibi, după aceea după un an și ceva, după ce s-a născut și copilul și așa, m-a dat afară și Bibi și m-am dus pe treaba mea, cam asta a fost situația. Și acum ai revenit și toate astea. Da. Nu știu. Să sunăm și pe Bibi, dar nu e momentul acum. Trebuie să căutăm pe... Mă, ce atât, căutăm pe ăștia? Să mă pun să-i caut pe ăștia? Nu știu. Eu zic, păi poate să vorbim cu ei, nu știu. Păi da, mașina avem pe aici, în patru locuri. E, da, e de două locuri. Alo. Trebuie să mă țină în brațe. Asta albă. Asta albă? Da. Păi da, mă, mică, dar asta e albă de e... două locuri. Păi și ăla, unul intră în portbagaj. Portbagaj. Care, mă, că suntem doi pe lângă. În brațe. Păi și dacă unii, vă uniți, sunteți o persoană. Hai să ne uităm. Mă, dar voi două semănați, acum mă uit la voi. E o prietenă foarte veche din copilărie și ne-am adoptat astea. V-ați adoptat, da. Actele la primărie. Ne-am adoptat, gen, într-un fel că ne-am luat obiceiurile unele alteia și gen arătăm la fel. Am dat ce fundare. Mariusel, nu te uita la fundul. Da, Mariusel, că ai mie nevastă. Exact. Nu. Nu. Cum adică nu? Da, deci Mariusel cred că mai bine trebuie să-i cauți singur. Ia, stai. Pare cred că mașina de 4 locuri. Băiatu, facem o schemă. Băiatu. Hai, salut. Hai, salut. Yo, salut. Mă numesc Mariusel. Auzi, facem o schemă. Încântat de cunoștință. Facem o schemă așa rapid, bam 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 și ți-o dau înapoi după aceea. Îți dau mașina aia. Tu mai ne vrei tu mi-o dai mie pe asta. Facem schimbul. Haide, bro. Ne plimbăm pe aici în zonă. Nu-ți fac nimic ale aia, jur. Ce frumos e. E din Fast and Furious. Hai, îți dau cheile de la mea, îmi dai cheile de la ta și facem, nu-i problemă. Da? Ha? Că îți dau cheile de la mea. Da. Și tu îmi dai cheile de la GTR-ul ăsta. Da. Ok, hai. Mamica, stai puțin. Poftim. Stai puțin, stai puțin. Mamica, da, mamica, mamica, mamica. Da. De cheile, de cheile. Îți dă maica mea cheile. Iar le ia le pe ăstea mele, okay, uite. Ok, dacă thank you. Alo, Mirona, dă cheile de la băiat. Ce să-ți dau ție? Dă cheile de la mașină, că am făcut noi răs de la mașina lui. Hai, 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 hai. Marisel, deci, știi cum facem? Pe mine mă lași dacă e undeva. A, așa, la mișto. La, nu, mă lași la casa lui tata aia veche. Ok, de ce? Așa, mă lași acolo, pe eu nu vreau să merg cu voi, că nu vreau să îi văd pe Beze și pe Frederic. Păi, dar nici măcar nu știu dacă îi găsim, ești nebună? A zis Bezea că știi tu unde se găsești. Nu știu, eu știu sunt eu unde se găsesc? Da, da, și să le ieși pe fete că poate dacă le văd, na. What? Poate sunt drăguți. Na, că le văd, poate na. Poate da, vede Bibi. Cel puțin lasă din spate, caută rău.
Eu! Nu-mi pare. Mă, câtă poliție așa. Și câte mașini. Așa, Marisol, dacă e ceva, mă sunt, da? Da, da, da. La revedere, Mirona! Pa, pa. Să rămână. La română, bună seara, să rămână. Vreau să-mi spun ceva. Aolo. Fie, venga, ne cer mașina la pe. Vreți să scăpați cât mai repede pe aici? Cum să scap? Vreți să plecați din oraș de aici? Nu, de ce să scap? Suntem ok, suntem în regulă. A, doar să vă plimbați, ați luat atât. Avem niște treabă în plecare. Da, avem, așa. Trebuie să căutăm ceva. Înțeles. Înțeles. Nu le luăm. Bă, dacă mă zici și mine să le iau, le iau. Hai să mai vede ăsta mașina. Da, nu știu, poate mai ajut vorba lor. Deci, bă, actually, decât să fiu singur, mai bine sunt cu cineva. Asta e ok. Dar oricum, ce, voi aveți impresia acum că după colț apare Bibi? Ce aveți, mă? Nu apare după colț Bibi. Unde-i vrea să mergem, Marisol? Unde crezi că ar fi? Mamă, trebuie să sun pe astăzi și pe Bibi, dar... Mamă, dar nu mă așteptam la ce haos e acum cu poliția. Niciodată n-am văzut atâta poliție. Acolo, ai bagheata, nu mă bag. Bă, deci... Puneți-vă niște ochelari, niște binoculi, ceva. Și uitați-vă bine dacă vedeți niște oameni, nu știu, doi oameni așa ascund. Dar deși nu cred că sunt așa de proști încât să nu... Dar asta ar putea să-i găsesc, ia fi antenă, că știu unde sunt. Două secunde. Ia fi antenă, s-ar putea să fie un depozit aici în apropiere de închisoare, că închisoarea e aici la doi pași. E la de acolo. S-ar putea să fie aici, e un ăsta cimitir de avioane. Mamă. What? What? Vezi și tu aia din față? E bază de... ce asta? Militară? Ce? Cred că se joacă paintball acolo, nu știu ce zic. Cred că, zici că sunt din CS-16. Ale. Bibi e Ernest. Voi credeți că Bibi mă prinde așa? Era mică pe un laptop. Și aveți, mă, nu cred. Și mă duceam la internet cafe. E acolo, la bărci. La bărci? Uite, mai țineți minte locația asta? Picola. Bă, și chiar credeam că aici sunteți nebun, sau? Ia stai două secunde, că mai știu că era aici ceva, un căpere. Nu știu. Două secunde. Nope. Nu vrei să ne despărțim prin zona? Căutați, da. Aha, știam eu că este. What? Okay. Nu. No. Dar de ce ești aici, nu înțeleg. E mașina de poliție aici? Sau ce se aude? Eu zic că eu sunt la bărci, cred. Mă duc la bărci. Chat, unde s-ar duce Bezea și ar zice că ar știu eu unde e? Are polițist? Nu, nu e polițist. Ba da, e polițist. Sau? Nu cred. Repară la avion, cred că e mecanic. Auă, șefule! Da, șefule. Ai văzut cumva doi oameni mai speriați așa, mai panicați, mai care fugeau? Unul cu mustață și unul... Fără mustață. Da. Nu știu cum arată actually acum, chiar nici mai... Băi, vă dați seama că s-au schimbat și Bezea foarte mult? Că am nevoie la avion, eu sunt pașor. Fără bobină. Nu, voi vă dați seama că s-au schimbat foarte mult și Bezea și Frederico. Ok, bafta acolo. Bine, doamne, spun la fura bobine. Bă, la creație, omul meu. Asta fură bobine, hai că e clar. Unde am ajuns, Marisele? Nu știu, mă, dar de tot am impresia că e pe undeva pe aici. Prin avioane. Acolo unde pescuiau eu? Hai să mergem la ăla de zici că se joacă paintball. Vrei? Mă, eu cred că e undeva în zona asta de Sandy, că eu știu că ei nu pleacă. Nu se duc departe după aceea, după ce scapă. E undeva eu în zona asta. Da. Deci hai să mă uit pe GPS. Asta este zona noastră, guys. Deci asta este închisoarea. Raza de a lor, eu cred că e undeva aici. Bine, poate s-au dus și aici, dar nu cred. Cum să ajungă ei aici fără să-i prindă polițiștii? Deci eu cred că ei se află undeva pe aici. Nu știu. Poate la casa arsă. Casa arsă? Ah, asta de aici. În căutarea lui Bezea și Federico.
Mă, dar ei i-au contactat-o pe maica mea, ești nebun? Fiți antena acum. Oleo. Rămas fără voce, oare de ce? Oare de ce, dacă urli prea puțin? Da, mă, guys, înainte să ajungem acum la destinația asta, vreau să vă anunț că o să deschidem și aplicațiile de roleplay, acum că e un server nou și avem nevoie neapărat de niște persoane de roleplay. După următorul episod, o să deschidem aplicațiile de roleplay, așa că intrați neapărat pe serverul de Discord și pe lângă asta jucați-vă pe server, pentru că o să ținem cont și de numărul de ore de pe server. Dar cel mai important, o să țin cont de o poveste, de cum ați vrea voi să apareți, o să vedeți pe aplicațiile de roleplay, ok? Dar după săptămâna aceasta, ok? După episodul următor, nu episodul acesta, după episodul următor o să vă puteți înscrie, ok? Începând de joi, practic, joi cât? Cât e joia următoare? Începând de pe 7 aprilie, da, cred că începând de pe 7 aprilie o să fie deschise aplicațiile. Mă, ăștia nu stă aici. Dar nici poliția nu mai e aici. S-a mai domolit verificările de poliție. Am, uite ce plasă. Uite ce față am, că mi-ai dat astea jos. Ei, frumoasă tare. Tăpăp dulce. Mersi. Dacă mă vede Bibi, zice că nu-i combinație. Trebuie să sunăm pe Bibi, să-mi aduce aminte neapărat. Mă, dar era un spot bun aici. Ce-a să-mi barcă? Haide, mă, că nu e aici. Chat, uite ce să facem. Nu sunt aici. Îi căutăm în zona asta. Sau și asta, pe aici, în zona asta. Poate pe la aeroport, pe aici, pe aici. Uite, asta pare mai izolată, zona asta, pe aici, uite, pe aici. Ce? La orice aici. Așa. Hai, vino. Habarul ăsta. Ce tot e în cuia, mă? Urcă. Mă, ce faci? Burnout. Lucy, scr. Dar cine ți-a dat numele ăsta așa? Mama. Cine? Nu prea ținu la tine. Adică? Glumesc, mă, glumesc. Mă scuzi, Mariusel. What do you mean acum? Adică, ce ai cu Mariusel, ha? Îți dai seama să fii un de la... Cum poate să te cheme Mariusel? Nu, nu, auzi, îți dai seama să fii un de 50 de ani și să te cheme Mariusel? Da, mă, ce? Bă, Mariu, mai înțelegeam, bă, da, Mariusel. Doamne. Au, cum să te cheme Anais, ești nebun. Mașini? Da, deci în spate? E roz și roz. În spate? Ce? Că era mașină în spate. Stai puțin. S-au zis neuronii? Stai puțin că am procesat mai greu. Ce că era mașină în spate? Eu nu am mașină. Două mașini. Ce? Vă le-ați văzut și nu le-am văzut? Aici? Cât de în spate? Eu mă uit, da. Opa, opa. Oi. Da, asta nu cred. Nu cred că au legătură, de ce ar sta în două locuri diferite? Ei nu s-ar mișca așa și nici ar... What the fuck? Da, nu cred că si. Nu si, e clar, nu. Ăștia, la ăștia vă referați, nu? În spate, albă. Uite, mai e una, da. Albă, da. Nu e nebun. What? Naibii muscă. Musca. Naibii muscă. Deci ziceai că unul are mustață și unul nu. Da? Da, nu știu sincer acum dacă mai are mustață sau nu. Că n-am mai văzut de 5 ani. Vă voi dați seama cât de schimbați sunt ei acum la față și tot. Opa. Ah, de... Da, da. Aoleu. Ia, ce asta? Haideți, puteți să treceți, circulați cu grijă și aveți grijă, okay. Că sunt niște evadați. Bine, okay, domnul. Okay. Și pistol roz frumos aveți. Mulțumesc. Are pistolul roz. Păi, dacă așa îi plac lucrurile lui,
Ce? Mie îmi place. Păi, asta zic, atrage fete. Deci vrei să-ți arăt pistolul meu roz? Știi? Și îi arăt după aceea pistolul. Aolo. Roz. Aoleo, ce mă, mamă, ce m-am căcat pe mine, mamă, sper că nu m-a luat. Să mor eu de nu m-am speriat. Mamă, deci zici că eram, mamă. Doamne, zici că eram în viața reală când am văzut. M-ai trecut într-o chestie de genul în viața reală cu mașina de poliție așa poziționată. Și n-aveam cu mult și am pus frână și nu, a fost tot ok. Că era un loc mai încolo unde te oprea dacă mergeai prea repede și n-am mers prea repede. M-ai dat glitul jos de pe față. Mă, uite, vezi și aici. Mă, dar vezi eu. Da, au pus de-astea. Un segmentat. Da. Jale cu muștele astea. Viața e roz și roz, e lumea toată. Aoleo, uitați-vă mă bine, că poate îi vedeți și voi. Eu mă uit, uite, e baza militară, ce dracu e? Bă, acolo era zdup. Ia ui, mă, știu. Zdupul. Dacă vedeți mișcare, puneți-mi. Sunt detector de opa. Mișcare, eu ce să mă, senzor da. De mișcare. Da, mă, da, senzor de căldură ești. E fermită rău situația asta din mașină, sincer. Aolo. Dacă stă Lucy lângă tine. Mă încing un pic. Aoleu. Vezi că o exciți pe asta și după face aia pe aici și urât. Nu doar invesc asta. Scuze, e mai prost așa. Stai, mă. Mă, pe aici poate pe undeva. Am colindat tot orașul. Tot sindiu. Da. Da-i tot în față, spre infinit și mai departe. Aici ai. La rulote. I-am prins. Aici ai. Iu! Pafă! Uite-o pe asta, doamne, de unde... Că-i deci, bine. Cred că ziua în care te-am luat de pe autostradă o să fie cea mai proastă ziua mea. Bă, de unde te-a luat? De pe autostradă? Da, de pe autostradă. Făcea ce mă gândesc eu că făcea? Nu. Sper că nu. Eu nu am luat cum. Cred că da. Noi pe barca asta. Nu știu de ce, dar cred că da. Mai ușor, bă, ce ai? Ești în căl... Ce? Mă bărfiți? Vorbeam de căldură, că e foarte cald, m-am încins, nu mai... Dacă ziceați dacă sunt căldură, răspunsul e da. Hai, urcă. Păi, dar nu e în parc aici? Ce să fie, mă? Ei, e în parc? Copilul mădii. Ce aveți, mă? E, nii. Mă, deci eu chiar cred că mă dau bătut și nu știu, nu cred că n-are rost să mai caut. Ziceți voi, unde naiba să-i du... Chat, unde naiba să-i caut? Mergi ușor. Merg ușor, unde să mă duc? Zici că mă duc eu repede. Poate zări... Dați-vă la casele astea, poate uite, vedeți sau... la barcă! Wow! Ne avem treabă cu bărcile? Păi ăștia sunt bărci! Cea mai bună ascunzătoare, barca. Da, spirați mai nou. Ia uite, casă aici, o fi în rulotă. Ia mai scoate și aici, nu? Că zici tu. Am așa o presimțire, dar nu știu. Sigur, nu știu. Ia, merg după miros. Unde putea pește? Ești pe cel mai nou. Mă, ce m-a speriat. Stai că nu ți-am făcut nimic, gata. Ho. Gata. Mamă, de unde au apărut ăștia? Stai puțin, gata. Gata. Mamă. Pune-te în genunchi, n-auzi. Bă, tu ești, mă pun gata. Pune-te în genunchi acum. Să respectă, ca să. Eu când ți-am zis, eu nu mint. Tu aici. Puneți-vă în genunchi, băi. Eu nu mint. Și voi. Puneți-vă în genunchi, băi. Uite ce cuțit. Mâncați-a ce cuțit de bucătărie aici, Frederico. Taci din gură, ești nebun. Bă, ce e ăsta? Nu știu, mă. Bulangiu, cred. Și voi aveți pistole roz. Femeie, te împușc. Nu, gata. Bă, mâncava-și. Taci din gură, nu vreți cu tine. Lasă pistolul la jos acum. Lasă. Am fustă. Puneți-vă în genunchi. Mușchi F7. Nu. Mușchi F7. Nu.
Nu e cazul să mă pun. Ba da, e cazul să te pui acum. Gata, că nu e. Dacă mai vorbești neîntrebat, îți dau colț în cap. Bă, ăștia-s nebuni. Bă, sunt Mariusel. Tași, mă, din ore, Mariusel, mă. Visez asta. Eu sunt Mariusel. Bici ăla de... Băi... Ce mai faci? Ce-i asta? Zdențe loc. Ia spuneți ce căutați aici. Ia-i ce-ți, mă, nu mă cheamă Mariusel? Nu-l cheamă Mariusel, da. Ce căutați aici? A venit cu el. Să te căutăm pe tine. Să vă căutăm. Da. Pe tine, pe Frederico și pe Bezea. Nu! Mai bine întreba, băi. Zbor creierii, ai auzit? Gata, gata. Nu știu, nu știu despre ce vorbiți, dar v-aș ruga să plecați de aici ca să nu vă dau grunț în cap, da? Mă. Mă asculti? Îl știi pe Mariusel, da? Cum vă cheam? Pe voi. Anaiz, da. De unde îl cunoști pe Mariusel? Bă, tu nu mă auzi ce zic eu aici? De unde îl cunoști pe Mariusel? Te-am întrebat. El e. Unde e Mariusel? Eu sunt Mariusel. Cum adică el, mă? Paolo. Omoară băieții. Am bubuit. Lăsați-mă să vă arăt buletinul. Vreau să-l scot din spate. Îl lăsăm, mă, să ne arate buletinul? Dar eu cred că e de la poliție. Cred că e spate. Eu cred la fel. Am față de polițist. Cu două gagici în spatele meu. Dacă mai vezi, îți dau glânt în cap, ai auzit? Tu crezi că am chef de mișto? Nu, nu, nu. Am o... Poate vrei să vă pot să vă dezbrăcați amândouă. Ia-mi scuze. Ce-ți dracu din gura aia? Ia-mi părere. Bum. Zi-o. Cam șchiopătează băiatul ăsta. Zi. Ți-am spus. Poți să dau buletinul? Bă, zi-mă cine ești, băi. Tu n-au... Nu. Băi, sunt Mariusel. Tu ești Bezea. El e Frederico. Sora ta este Bibi. Ai aflat de noi, de la nu, știri? Nu, nu. A, ba da, de evadarea voastră. De, nu i-am făcut, nu. Vere, eu știu că, știu că sunt schimbat. Știu că sunt schimbat. Am o treabă cu el. Bă. A crescut și el. Ești prieten cu el? Îl mai știi pe Bueno? Unde mai știi pe Bueno? Bueno, prietenul vostru. Sau a fost împreună cu Miruna. Tu l-ai omorât? Nu! Nu eu l-am omorât! Nu eu l-am omorât! Bă, băiați nebunit! Ba da, tu l-ai omorât! Băi! Deci, în primul rând, dacă erai Mariusel, erai cu Bibi, nu cu două. Nu! Deci Bibi, hai să vezi pișcare astea! Ce te-au scos astea două? Dacă chiar ești cu Mariusel, de ce nu ești cu Bibi? Ce-ai făcut? Ai înșelat-o pe sormea cu astea două? Nu. Dacă erai Mariusel, erai cu Bibi. Nu. Mă lăsați să vă explic, vă rog. Bibi, am văzut că nu trage, te rog. Eu mult nu mai trage, că mai acum palpitații. Te rog, eu mult nu mai trage. Nu mai trage. Deci, Bibi, n-am fost cu ea pentru că m-a gonit acasă. După un an, după ce ne-am despărțit. M-am despărțit de voi. Am făcut acel lucru, m-ați blocat. La che, la che. Ca să te cred, dă-mi briceagul. Măi. E bine, mă? Briceagul? Arată briceagul. Arată briceagul. Pe care ți l-a dat el și taco-ul pe care ți l-am dat eu. Când ne-am despărțit. Hai că da. Briceagul măcar, briceagul, hai. Briceagul? E la mai acasă, briceagul. Da, e clar. Nu e minciună. L-am lăsat acasă special. M-au zis ca să nu-l pierd. Pentru că ce vrei să stau cu 5 ani după mine cu un briceag? Și tacul ăla, tu crezi tu că stau cu un tacul în buzunar? Mă, buletinul, am buletinul, ești nebun. Vrei să mă omori? Ia, hai mă, hai să scoată buletinul. Dovadă. Ați sunat-o pe maica mea. Ați sunat-o pe maica mea. Ah, ce caută ăla? E de la poliție? Nu. Ați sunat-o pe maica mea. Mamă, ce mă doare. De dimineață. Ea m-a sunat pe mine. Ea m-a trimis la voi. Scoate buletinul. Ce scrie, mă, până? E fura buletinul, Mariusel, scoate. Și ce ai făcut? Băi, deja vă bate joc de mine. Bate joc? Sper că-mi bate... Nu, au! Îmi bagi joc? Nu, da. Gata. Îmi bagi joc? Nu, gata, te rog, calmează-te. Calmează-te. Nu, bagă cu situlată bucătărie, te rog. Stai pe loc, ți-am zis.
Vreau să știu. Mi-a explicat și mie. Păi bune, ce vrei să fac să mă credeți că sunt Mariusel? Păi, tu nu înțelegi că Mariusel era un copil mic și prost? Și? După 5 ani, crezi că încă e la fel? Sau cum crezi? Păi, așa, tu ce crezi? Eu așa cred. Cred că e mai prost acum. Nu, no, ți-i să te contrazic. Și tu ai copil cu Zumi. Bă, ăsta știe cam multe. Dacă l-a informat poliția. Informat poliția? Eu așa cred. Fiate. Am și mă, și mă, mă. Ce? Și mă, mă. Ce? Nașii mi-e mână. Nu poți, nu? Bine. Ultima cuvinte? Ce, ce, ce? Stai, ce? Nu, 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 nu! Eee! Stai puțin, stai puțin! No, și, 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 nu! No, și, mi, nu! Deci, și, mi, și, mi, nu! No. Băi, ascultă-mă puțin. No, și, mi, și, mi! Băi, taci din gură. Ori tu mor acum că ești de la poliție, ori, dacă ești Mariusel, ai înșelat după Bibi și tot omor. Că sună acum pe Bibi și o să vedeți că ea zice că... Ia sună. O sună pe Bibi? Bă, și... Și că o scoastea dacă... Fă-le pozele astea două, să iertă lui Bibi, dacă e el. Nu, că le fac poze înainte să le omor. Cum o știe Bibi? O știe? Stai că le fac poze înainte de... să le omor. Aolu, și nu, 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 nu. Băi, băi, dă-i drumul, te împuși. Dă-te de aici, dă-te să fac poze. Nu le fă. Oh my god, Tony. Gata. Gata? Mi-a bine omoară? Ce fie? Nu cred că eu pe-am rost. No! Băi! Bă, taci! Bă, no, au! Nu, să nu mai comentezi! Vă rog eu mult. Mă pun țin jos, mă doare picioare. Frate! Explicații. Ce vrei de la mine să vă mai dovedezi? V-am spus totul. Ce vrei să mai vezi de la mine? Trebuia să mă întreb Nistar ce mi-ai lăsat tu și ce mi-a lăsat Bezea. Asta trebuia să pui întrebarea, nu unde sunt fiecare și era mai bine. Da, adică mă înveți și pe mă înveți și ce întrebă să spun. Nu, dar eu așa spun că așa măcar știi ce mi-ai dat. Acum că mi-ai spus de astea, numai că eu ziceam că le-am sau nu le-am. Ba ce puteam băga vrăjeală, mai bine am fine. Întreabă-mă ceva ce doar mai să știe. Ești prost? Mariusel este prost, da sau nu? Hai zi. Si, bă. Mariusel era prost. Așa, în fine. Zi. Mariusel ne-a băgat la pușcărie, da sau nu? Mariusel e un prost din cazul ăla, am intrat la pușcărie, da sau nu? Cum? Zi. Mai la mișto, nu? N-am înțeles. Mariusel e un prost și ne-a băgat la pușcărie, da sau nu? Păi dar Mariusel... nu știu de ce v-a băgat la pușcărie, că nu știu. Eu... Nu știi, nu? Păi nu știu. Bine, fii atent, fii atent, ca să te credem. De ce ne-am despărțit noi de Mariusel? Pentru că era foarte mult haos, multă poliție și lucrurile... Și pentru că... Pentru că el nu și-a pus mască. Adică eu nu mi-am pus mască la o chestie și era poliție și m-am luat poliția și toate alea. Haide, mă, ce are ăsta? Mă pun puțin jos. Mă, ce are ăsta? Mă, vă după duce la spital, că facem un... M-auziți? De unde știu tu să vii fix aici? N-am știut. Vă caut, m-am luat prin toate zonele în care ați luat, a stat voi. La bărci, după aceea pe aici. Și am luat și pe aici, știți? Nu știu cum erați voi, de unde erați, că nici nu v-am văzut, de unde ați răsărit, din boschezi? Că am trecut pe aici. Că... Tu crezi că am toată poliția la spate, stau așa, fac plagiu? Nu, îmi dau seama. Bă, Freddy, vezi că sângerești. Mă, cum arată, ești nebun? Desigur nu ești de la poliție, da? Da. Nu ești de la poliție, da? Da. Dă-ți alea jos, mă, că mai pun pe cald. Bine, dă-ți hainele jos. Eu? Da. Spune dacă ai vreun microfon, ceva și după te cred. Vreau să pe tine. Dă-ți mă masca jos. Îmi dau și pălăria? Nu.
De ce ai nele jos? Cine? Eu. Ce? Fete genunchi. Gata. Oh, nu. Dau hainele jos? Bă, voi vreți să mă... Dă-ți hainele jos să văd că n-ai nimic pe tine. Și pantalonii. Pantaloni. Nu mă uit. Ok. Bărăc, tu nu fii. Nu mă uit. Da. Bă, Frede. O să mă uit? Vezi că sunt gerez, mă. Da, văd. Uite ce față are. Pune-te în celul plus. Dacă ești prieten cu adevărat, ajută-l să nu mai sângereze. Păi... Îl știi pe mai Marisa cât de prost e, cum ai vrea să-ți... Da, în fine, hai. Vine cu aici. Stai loc acolo, ia loc acolo. Anii ăștia cât timp n-am mai fost lângă voi am mai învățat niște chestii, că am intrat prin niște berele și chestii și a trebuit să învăț. Mai ai grijă că dacă faci ceva, dau un cap în gură de aici, de sus. Unde ești rănit? Ultima întrebare, dacă răspunzi la asta corect. Zi. Cum mi-am pierdut eu și Bezea un ou. Un ou? Da. Ou? Ou. Un coi. Un coi. Câinele? No cap, eu nu știam asta. Cu câinele. Dar din cauza câinelui, mușcat de câine. Ce câine era? Pitbull. Păi, cum s-a întâmplat? Păi, ești nebun. Cum s-a întâmplat? Te-a mușcat câinele? V-a mușcat. Când... A, mergeam așa pe stradă și m-a mușcat un câine, nu? Să mă bată, da, de știa să răspund la întrebarea asta? Chat, nu știa să răspund la întrebarea asta, asta sunt întrebări de... Bă, bune, cred că la un moment dat o să fac niște premii, doar pentru cei care știu chestii din Mariusel. Efectiv, cred că la un moment dat asta, cred că e următorul concurs pentru voi. Cei care știu răspunsul la chestii legate de Mariusel, gata. Nu! No! Deci te-am spus! Te-am mâncat de... Coi? Un câine pitbull. Pe cine primul? Pe cine primul? Stai să mă... parcă era... Cine primul? Erați beți amândoi oricum. Pe cine am mușcat primul? Pe cine am mușcat primul? Să mă lucrurile și asta. Pe Bezea. Păi eu zic că eu. Doamne, ce șoptiți bine. Cred că șoptiți bine, ce atât ești nebun. Mamă, deci chiar vreau să fac un concurs care să văd. Aia, îi vă iau pe Discord și efectiv cei care știu o să primească premii. Pă bune, periferice. Băi. Mă gândesc să fac. Da. Arată-mi odată buletinul. Bă, tu ce zici eu? Păi zic că el... Totul bat. Auzi, se bandajează singură rana asta? Păi te-am întrebat unde? Ca să-mi dau piciorul drept acolo și căpetez. Ești prost? O să doară un pic, că trebuie să pun puțină presă. Așa. Ai ușor, ești prost? Apăs ușor, dar trebuie să faci așa. Chiamă-le pe alea încă. E ok? Te știu și eu. Mâine e lincios că mă dor. Ia știi să bandajezi? Fetele spre ce mai bine. Știi fă medicină. Cred că știu eu, ia stai.
Știe. Aveți bandaj frate aici? Știe fracții de 2 pe 1. Tine, după tine și bandajează. Nu mai, lăsa, nu mai. Opa, se aude cumva un elicopter. Stai jos, stai jos. Mă, voi să căutați de poliție. S-a mortu. Știi mă că acum arătăm prin ce am trecut? Din cauza că vrei să-mi dau asta. Da, din cauza mea. Mi-a spus și Mac că ceva să avea poate ceva. Din cauza mea, ok, vreau și eu să știu. Acum, luăm loc aici frumos și îmi spune și mie ce naiba v-am făcut eu. Cred că dacă ne vezi cum arătăm, te sperie, nu mă recunoști. Ia, vreau să vă văd, vă zic dacă sunteți frumoși sau nu. Te împuși. Nu. Cred că de aici. Hai, ia scoateți-vă alea de pe față, ia stai că scurie și eu cum arătați. Scoate-mă. Ia, el primul după. Iul. Mamă, cum arăți? Dă-te, să mi-l dau și acum. What? What? Crezi că e mai frumos ăsta lui el. What the fuck? A, adică râzi de noi, nu? Nu! Tu arăți... E mai frumos bezea ăla. Fără supărare. Și tu ești frumos. Tași fă. Stai că eu am pereză puțin. Ce s-a întâmplat cu Zoomii? Cu Zoomii? Parcă discutam de ce am intrat noi la pușcărie. Hai, spune. Am știi că n-ai purtat mască, da? Da. E, n-ai purtat mască și cumva eu și cu bezea a fost complice de ghilimele, nu știu cum. Adică vrei să-mi spui că pe voi v-a prins și pe mine, nu? Da. Fix după ce am plecat din paletă de acolo, am mai stat vreo 2 săptămâni, ceva de genul. Câteva săptămâni și... ne-a prins poliția când eram seara pe afară. Pe tine te-a prins din cauza noastră? Ne-a verificat telefonul, a văzut că suntem, că te avem la contacte, să zic așa. Aha. Și... băi, nu pot să cred. Eu nu cred asta. A văzut că te avem la contacte, dar te avem la bloc. Eu nu cred asta. Eu nu cred asta. Și... da, nu te-au băgat pe tine, că le-am spus că avem treabă. Aud sirene. Eu zic să tulim. Să plecăm, da. Ne-au spus că dacă te dăm în gât sau dăm din casă, că o să ne lase sentința mult mai mică. Am refuzat logic și am rămas la 20 de ani sentință. Ce trag. Te împușcă. Nu, dar pe bune vorbesc, pe bune, nu, 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 nu. Că v-am zis pe bune. Am zis pe bune, nu. Chat, eu cred că, eu cred că mint. Nu pot să cred asta. Hai să plecăm de aici, într-un loc mai sigur, că aici suntem prea de scurt expuși. Veniți la fete acasă? Ai ceva să ne spui? Eu? Ce să am să vă spun? Am să agitat rău. Când te-am dat în gât și din cauza ta am intrat la pușcărie? Nu din cauza mea ați intrat, n-aveți cum. Uite, ești prost, dar spun o dată mulțumesc și taci. Ratat, infect. Uite cum arăt. Ești prost? Am stat, e frumos. Păi și... am stat 5 ani în pușcărie. Da, ce? Atât de mult? Da. Trebuia să stăm 20. Dar ce ați făcut de atâta? Ți-am zis treaba asta. Și pe lângă că acolo erau numai de ăștia care ne cunoșteau și vreau să doar să ne omoare. Asta a fost tu? Da. Plus că nu mai zic că merg. Nu mai căcănat, nu mai zic ce s-a întâmplat în pușcărie. Aolo. Cam curup prea știe, ești nebun. Minte. Mamă, și mai ales pe ăsta să vezi ce-am făcut, că e negru. Cred că vă să vedeți puterea negrului, fetele. Ce? Asta vrea, Lucy. Mă doare piciorul, truhal. Și să mă practic să mergem și noi, să ne schimbăm și să... Hai. Să pup să treacă. Asta aveți... să mă pup să treacă, nu? Pupă. Ma.
Oh. A trecut? Mariusel, eu... Nu știu ce să zic de asta. Nu știu ce să zic deloc. Mie îmi plac băieții ăștia. Mai e o mașină acolo, mai e o mașină în partea aia ta. Fiți antenă, fetele, voi luați mașina cealaltă, eu cu el își veniți la casa voastră, da? Bă, hai mă să stăm în spate, lasă condusul cu piciorul la noi? Hai, că de dracu murim. Sau luați-o una dintre fete pe sus? Băi, puneți masca și asta. Ia-mă pe mine! Nu, nu, nu mergem cu astea. Păi și ce facem? Lasă să se ducă separat. Ok, duceți-vă separat cu celelalte mașini, mai e mașina acolo. Și mergem la casa voastră, mergem la casa lor. Mergem la casa lor? Ce cu de ele casa? E bubuita aia. E bubuita? Cealaltă mașină? Ce? E bubuita. Nu, e mă, e în regulă. E bubuita? E în regulă, bro, funcționează. E ok, e un pic veștejită. E bubuită! E mai veștejită, e așa. Da, merg cu noi. Ai luat geanta, mă? Ce geanta? Nu mai merge, Mariusel, e bubuită de tot. Ce geanta? E carbonizată, e... Geanta cu șucării. Mă, chat, voi credeți că din cauza mea am intrat? Hai, voi iau eu pe asta pe sus. Trasă. Nu că e poliția la Casa Fetelor. Păi și unde să mergem, chat? Ia spuneți-mi, unde e poliția la Casa Fetelor? Păi și unde să mergem? Ai pus celălalt trailer care l-a făcut Frederico? Din păcate nu, pentru că... Ziceți mersi că măcar am reușit să facem episodul, pentru că vă spun acum în premieră, din păcate... Matei nu se simte deloc bine și nu a reușit să facă, ca să vă spun, nu trece printr-o chestie nașpa rău de tot. Nu vreau să zic acum ce are Matei sau ce nu, așa că poate nu vrea. Și na, e ceva nașpa, no, ok? Cred că o să mor de sete și Bibi, de o să, la Bibi să mergem? N-am mâncat nimic de azi dimineață. Și eu. Să sun pe Bibi să mergem la Bibi? Stai puțin, stai, nu pleca două secunde. Nu pleca, am zis. Așa că. Să sun pe Bibi? Că ai înșelat-o? N-am înșelat-o cu nimic, du-te mă, dai, n-am băgat, n-am înșelat pe nimeni. Lasă că despre asta discutăm după ce ne schimbăm. Ia m-a înșelat pe mine, că de da. Dacă dau acum un picior în scaun, zbor prin parbezi. Nu mai zic nimic, în fine. Bă, dar, nu știu cum să zic, dar nu mai este același Marius de acum 5 ani. Mergi în față. Și acum m-am mințit sau ce, că nu înțeleg. Nu, dar doar zic. Fă stânga. Mergi tot în față, fă dreapta. Uaaa, ce? M-am băgat, te-am capul la cutie. Ce-i asta, mă? Voi, voi ați văzut pe aia? Spune-te cu capul la cutie, pe zi. Eu l-am băgat, dar nu prea merge, că o am pe asta. Bagă la mine în cutie. Ați și mie o da. Asta e... Ridică de antenuță, ridică de antenuță. Eu am strepil. Puște-i ce? Puște-i la magazinul de haine. Puște-i la magazinul de haine. Știi că nu este mult. Sunt foarte multe avioane aici. Helicopter. Ha, nu vrei să le saluți? Păi da, tocmai că vere că sunt prea mulți. Ce se întâmplă aici? Dă-i în față la magazin să mergem să aici? Da, la magazin de haine mai în față. Vere. Dați cu capul la cutie. Ia uite cum stă cu capul la cutie, vedeți acum în spate? Gunește-l pe ăsta de aici. Ce rău cu el. Hai că mă dai să mă duc la el. Mă dai să mă. Al cu metri, e vreo problemă? Poftim? E vreo problemă? Nu, de ce? Am o problemă aici, dacă poți să eliberezi zona. Da. Spune. Dacă poți să eliberezi zona. Ah, ok. Bine. Dacă nu faceți sângerea asta. Ia-și mă, că o să ne ridici de jos cu mine. O să sunt pe Bibi să-i cer ajutorul? Ziceți mă, vreți să mergem la Bibi? Bă! Du-te mă, du-mă undeva, du-mă undeva să stau, las-mă pace. Bine. Oh, Doamne. Crepuște. Hai să mergem o dată undeva. Stai pe loc aici, fix lângă penitenciar. Aici e penitenciar? Nu-i pe aici penitenciarul, ce-i? E fix mai în față, vere. Nu cred. Nu e.
E în deșert acolo. Aici e baza militară. Hai că îmi răspunde. Ce este pe Bibi? Da, normal că ea nu răspunde, că ea și-o arde cu alții. Auzi? Da. Dacă vezi că nu merge, de ce tot încerci? Ești prost? Mai dai mesaj, întâlnește cu așa e. Păi da, îi dau acum mesaj, am dat mesaj. Da, sunt 100 de ori să mor. Păi da, nu răspunde la telefon, poate la mesaj răspunde. Uite că răspunde. Da, stai, că răspunde. Ăștia au nebunit. Mă, tu ai nebunit? Băi! Hai să ne atragi atenția și tu uite cum mergi. Du-mă undeva unde să ne atragi atenția, hai. Unde să ne atragi atenția? Pot să vin la tine să... stau? Cum să-i zic? Ce faci? Trebuie să te ții în vama? Nu, 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 treci în vama. Ai nebunit? Stai pe aici, se poate trece în vama? Pă dracu să mă ia. Hai că se trece? Nu, nu. E doar o intrare? Da. Naaa. Naaa. Say, mams. Naaa. Pe afară tu? Ești singură? Voiam să te rog dacă pot să vin. Să vin. Să văd. Să îl văd și eu pe ăla micu. Eu. Sebi. Rafael, cum vrei? Ce cred că o să-i spunem Sebi? Nu știu, o să vreau să mă întreb. Cum vrei să-i spunem? Ori Marisel, ori Sebi. Întrebare bună. Zic, bă, Marisel. Băi. Da. Ce ai făcut, Bibi? Încerc să vorbesc cu ea, dar mi-a cam dat singur, că... mi-a zis că ea pe afară. Cum îl cheamă? Gambă, papu, cum era? E copilul meu? Da. Îl cheamă Sebi. Viorel, a. Și l-a născut, gen? Sau încă îl ține? Sau... hai să că e singură. Îl e năs... ce cum adică? De ce întrebe asta? E în burtă la 5 ani? Vezi ce că dacă... că e poliție improvizăm, da? Nu, 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 nu. Dacă e poliție mă lași pe mine. Lasă-mă pe mine să conduc, lasă-mă pe mine să conduc. Shut up. Lasă-mă pe mine să conduc. Bă, 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 bă. Nu e mă nici poliție. Asta e automat, mă, ești nebun. Da. Am călcat o muscă iar. Am intrat în zona de roleplay avansat. What? No shit. Ești nebun. Parcă am intrat și noroși. Nu, pe aici. Hai la observat. Bine, pe ajungeam, pe asta vreau. Pe aici era, nu? A, gata, știu, gata, că mi-am dat aminte. Eu nu folosesc GPS, eu nu prea. Eu după instinct, știi? Știi, instinctul spune că pe aici da, e. Da, pe aici, pe aici, pe aici. E normal, cum să nu știu. Nu degeaba iau aproape 10 la simulare. La geografie. Stânga. Oh my god. By the way, am trecut și eu de simulări, da. Dar asta nu înseamnă că am scăpat eu de vreun stres, dar niște că acum vine bac. Acum vine aia adevărat. Simulare, simulare, da. Eu nu prea, e simulare. Bacu-i bac. Am zis tot ok? Da, da. Mă, să-i dau mesaj cel lui bine. Mai țineți minte locul ăsta? Mă, cât de mișto se vede de aici, ești nebun. De când am mai fost aici, lol. Pă bune. Uite cum arăt acum. Hai să dau și eu jos masca. Îmi place mai mult așa cum arăt fără. Uite, bam. Chiar nice. Și hai să trecem la scandal acum. Deci pot să vin până la... nu știi ce să zici. Vin și cu... ia să le spun. Vici cu Frederico și pe Zia dacă vrei. Locul de agățată la Marisel. Mamă, câte chestii s-au întâmplat aici, chat. Și bătăi și toate nebunii. Au, aia se bate acolo? Locul de agățat. Bătaia cu pe Zia, da. Multe chestii s-au întâmplat, frate, aici.
Hai, băi, greu mai răspunde Bibi asta. Nu vreau. Ia știi ce să-i zic? Vrei să mă vezi? Nici nu știu ce să mai scriu. Ce? Bă, Federico, mamă, cum arăți? Mă auzi, mă? Bă. Fă-mi loc. Da, zi. Mi-a zis să Bibi, zici tu, i-am spus, vreau să vin așa, să-l văd pe la micul Sebi și a zis, sunt singură, băi, nu știu ce să zic, că nu știa ce să zic, știi? I-am zis, poți să vin până la urmă, de ce nu știi ce să zici, vin și cu Frederico și Bezea dacă vrei. Și a zis, nu vreau. Ce-i zic? Hai peste ea. Tu zici că hai peste ea, dar nu știu unde stă. Trebuie să te duc să te berberești, frate. Știu. No shit. Ia uite la mine. Mai știi că avea gen verciunea aia? Avea gen verciunea aia așa. Vrei să-ți dau un leu. Bă, dar pe bune, cum poți să arăți așa? Bă, mai știi că avea verciunea aia așa, gen două blini. Fulgerul ăla, fulgerul ăla la ureche? Da, fulgerul ăla. Da, da. Uite, mi-a crescut fulgerul. Așa, a crescut fulgerul. Ce, care pescuiește, care... Da, asta e nebun, deci... Nu știu de ce am luat-o pe asta de pe autostradă. Unde le-ai găsit pe prostele astea? Una pe autostradă și una m-am trezit cu ea. Aici acces direct. Ce? Una pe autostradă? În ce zona autostrăzii ai găsit-o? Ești foarte amuzant. DN? Ești unu? Foarte amuzant. Centura București? Ești foarte amuzant. Poate vrei să te arunc acum peste... E vina mea că am fost la raliuri și că am rămas fără mașină. Cred că vezi te fut. No! Da, ce? No! Dă-i drumul de aici. Ce proastă. Continuând. Ce, Bezea? Da. Băi. Vrei să fuți? Unde-i proastă? No! Mă deranjează ce spui. Să știi că nu e normal. O să mă uit și eu ce-i scrie? Ar și o să apelez. Bine, la... e treaba ta. O judecată dacă nu vrei să mă lași să îl văd pe Sebi. Ia aici, guys, e bun? Bă, dar tu unde stai? Nu prea stau. Mă auzi? Mă auzi, băi? Stai mai puțin. Băi, Marc, e bun fără. Chat? Da. Da, mă, că scriam și un mesaj. Băi, dragule. Bă. Băi. Ce faci? Unde locuiești? Eu? Nu prea locuiesc. Că nu prea știu nici eu. Că m-am trezit culcat. Ce, de ce mă mângâi? Ne doresc. Da, nu-i nimic în gunoiul ăla. Auzi, Leia, cică, auzi semnul întrebării, după aceea îmi spune, mâine te las. Mă lași să ce? Mă lași să ce? Și ce auzi? Mă, ce-ai, mă? Băi, ce-ai, mă, de-mi bași mâna în păr? Bine, cu oamă, unde fugi? Mă, ce aveți, mă? Bine, mă, cu... Băi, te împuși. Ce aveți, mă? Bă, da, frumos ai făcut, mă. Păi am crescut și eu, ce? Ești frumos. Te împuși pe mine? Ce? Ce să fac? Nu mă puși pe mine. Să te pup? Ia mă și pe mine în brațe. Ești fără în brațe, te rog eu. Auzi, dar tu cu... nu vrei să dăm cu noi? Loc, uitați acolo, ia uite acolo ce, uite acolo, ia uite ce frumos, ia uite. Mă, uite. Am parașut asta. Ce? Ce-ai zis, mă? Cum te cheamă? Lucy Scr, unde e? Nu Lucy Scr, nu mă cheamă. Nu tu, dar unde e Lucy Scr? Anaïs. Lucy Scr s-a dus. S-a dus. Mă, că ești murdar aici. Aoleu. Ăștia spăimeri sau...
Mama, astăzi trebuia să iau fac rost de aia. Simur, dar... Mama, trebuia să fac rost de banii aia de la Rabu. Bă, acum am realizat! Oh my god! Primii plecă plecă. Shut! Trebuia să primesc... Mama, trebuia să fac... Oh my god. Bă, ce ai, mă? Ce faci, mă? Bă, calmați-o, mă. Ce ai, mă? Bă, ce ai, mă? Nu sunteți sănătoși. Femeie, pleacă pe te rog eu. Da, eu pă. Stau la priveliște. Păi, ce mai faci? Lasă-mă să dau mesaj. De ce? Stai puțin. Salvezi, oare să ce? Cu cine mai nu ești te... în afară de Bezea și Frederico? Dar de unde știe? A? De ce pune asemenea băi! Ce pana mea faci, mă? Scuze. Mă, tu ai nebuni la cap. Ce mă ce-i? Uite ce e aici. Mm? Nu tu. Nu, nu mi, nu, nu, nu. Da, unde fugi? Și noi unde dormim? Măi, unde dormim? Nu, nu, dragă. Hai, gata, gata, că mă speriați deja, gata, hai. Ce rog. Mă, ți-e foame? Calmați-vă, ok? Bă, frate, ce răzut, mă? Nu știu. Dom'le, dar mă sperii pe bune tu cum arăți. Bă, cum era de boys, între boys așa. Între boys așa. Așa și nu vrei să mă bărbărești pe mine? Dom'le, deci arăți într-un hal de frumos. Bărbărești și mie mustața? Băieți, eu vreau să dau și eu niște mesaje și vorbim după, bine? Da? Dau și eu niște mesaje și vă calmați. Bine, bine. Ce faci, mă? Cine mai ești în afară de Bezea și Frederico? Ceea ce fac? Sunt doar... Ia stai. Ce-mi trebuie asta? Hai să-i întreb mai bine de ce-mi trebuie asta. Ia mai nou, ce bani. Uite pe asta căutăm cu noi. Bă, Frederico. Ce, eu nu, eu niciodată nu-i adevărat. Cheamă pe Lucy, că vreau să o bisi eu cu ea. Bă, Frederico. Lucy? Unde-i sorbea? Lucy, scrrrr. Socta? Sorbea. Ceea ce-i spun? Păi, zic că ultima dată... Ce-i spun? A rămas cu mine și de când am făcut treaba. Oooo! Ia continuă, ce-ați făcut? Nu zic noi doi de când am făcut treaba aia. Oh shit, I'm down. Adevărul. Cu nimeni. Cu umbra voastră. Adevărul. Ne auzim mâine. Nici tu nu vrei să... Bine. Nu vrei să spui cu cine o... Eu? Eu mă? E ok așa? Ce stai faci cu curul la vedere? Îți bag un deget în cur? Stau pe bară. Băieți, calmați-vă băieți. M-a aflat la Mirna ceva și cu gândul la ea. Știi că aflu oricum cu cine ești, ce faci, unde ești. Ia mă lași de umbra pe? Și... Nu știu unde e Lucy, Lucy moartă. După nu Frederico. Știu unde. Discutăm. Vine să-i dau bloc, deci îmi vine să-i dau bloc. Îmi vine să-i dau bloc, chat. Din obișnuință, scuze. Deci îmi vine să-i dau bloc. Poți să-i dau bloc? O să sun anonimos. Și să-i zic și că ea nu face nimic. Fantoma. Și că ea nu face nimic, mă. O să te nu umblu cu băieți cum umbli tu cu altele. Mă lași?
Ce se mai face? Aaaaate. Ce drăguț. Nu știu, m-am simt fine, boia. Ce ar trebui să mai zic? Bine, să-i dau bloc. No. Chat, nu știu ce să-i zic. Tu zici ce că ai iubit-o? Da. Da. E în spate. Madica. Madica e în spate. Cu cine ai lăsat? Cu cine ai lăsat tu copilul cât timp erai afară? Cu mine. O întrebare foarte bună. Deci îmi vine să-i dau blog la cum vorbește, pe bune. Nu știu, puteți zice în comentarii ce părere aveți voi legat de treaba asta. Ce trist. Ești tot trist. Păi da. Are și nevastă și copii. Mă, tu nu mi-ai spus ce s-a întâmplat cu Bezi. Oh my god. O să aflăm, da, voi data viitoare. Ce? Și cu legat de zoom ce s-a întâmplat cu o prietenă. Cu o prietenă. Da, bro, și eu am ieșit acum tot cu un prieten. Aia, mă, lasă așa. Nu credem. Poate cu un prieten. Știi ce? Discutăm mâine, mai bine. Bă, băieți! Da. Unde ne... Da. Unde stă? What? De unde ai furat ăla? A, nu e ghiuzdanul meu de la mână de atunci. Era la Bezean, gen. Ce? Mergem? Da, că n-am nimic în el. Mergem? Mergem, dragă. Ce crezi că aș avea în el bani? Lăsiți că nu știu unde. Ai bani? Băi, hei, stai mă, te dici. Hei, băi. Fii, ce faci? Ce faci? Nu, cum e trei la somn. Bă, Bezea, vină cu a. Bă, vină cu aici. Ce-i face să nu-i zici? Bă, noi trebuie să găsim un loc unde să stăm. Unde o să stăm în seara asta? La Lucia, acasă. Ne-a mai dat un mesaj? La maică, da. De 4 ani, nu am luat cu niciun baie și tu deja ești cu altele. Bă! Nu mai vorbi prostii. Ce zic ăia de bancă? Ce? Ai ne... Mamă, deci... Mamă, ce-mi vine să-i fac! Mamă, ce-mi vine să-i fac! Bă, tu ai ne... Încetează. No. Bă, tu cu tot cine vorbești acolo, bă? No, deci Bibi, care vine să-i dau bloc. Adică, bă, de ce? Nu mai prostii scoate pe gura aia. Adică, nu mai zic nimic. Bine, puiule, bine, Marisa. Puiule? Să știu că noi dormim cu tine. Da. Ok. Eu zonă știu unde mergem. Hai să... Eu cred că dormi o mașină. Bagă-te mai bine. Bagă-te tu în față că am ceva de vorbit cu Bezea. Bagă-te în față. Stai. M-aș băga. Bagă-te bag eu. Bagă-te bag eu. Bagă-te în față. Stai, păi stai. What? Așa. Bă, Bezea, mă auzi? Da. Bezea, să nu faci ceva să aflezi la carta așa. Trează singur. Te afectezi singura. Te afectezi singura. Uite de cât de mare o am. Ce eu sunt, tot eu sunt și de care tu nu mai. Te interesează? Păi da, e și copil. Te interesează să afli? Nu știu, poate. Bă, Marisel. Ana, hai să văd copilul.
Dar vorbim mâine. Noi. Oh my god. Ești drogat, mă? Da, mă, sunt. Sunt. Oh, yeah. Mamă, ce-ai băgat, mă, Gisele? Zi, frate. Ai băgat-o, frate? Cred că tu ai băgat. Zi, frate. Bă, Marcel. Da. Bă. Da, măi! Încă muște. Bă. Bă, ăsta e prost, mă? Marcel. Bă. Ce că e, că nu-l auzi? Bă, e prost, Frederico, mă auzi? Bă. Frederico. Poate încă nu-l auzi. Dar nu cred că zice nimic, mă. Că vorbește cu ea pe telefon. What? Ce se întâmplă? Usca. Eu n-am niciun număr pe aici, cu ea pe telefonul ăsta. Cred că-i scrie lua asta, mă. Hmm? De-aia nu vorbește cu mine, că nu poate să vorbesc. Dar cred că ne aude. Mă, ăștia cam șușotesc atât în spate. Bă, mă auzi? Mă auzi? Eu te aud. Naso. Ce naibă? Ok, baftă. E pe telefon, băi, da. Doamne, aș vrea să mă nerveze Bibi acum. Mamă, deci mâine ce derby iese între mine și vezi, Bibi. Vezi, bă? După aceea ai uite și... Deci mâine... Dumnezeu. Nu ne batem cu Bibi, dar mâine nu știu ce ne bă... What? Fiatem, deci... trebuie să... Trebuie o lopată, știi? Îmi pare rău, n-am dus să fac o lopată, calmați-vă cu lopata că mă enervați. O, și dacă te enervezi, ce faci? Bă, trebuie să îngrop ceva, tu n-auzi? Sentimentele sau ce? Ghiuzdan. Te amintiri, mă. Ce o, trebuie da. Să îngropi? Ghiuzdan cu amintiri. E, dacă nu spun. Iar adă ghiuzdanul ăla să vă ce ai acolo, ia. Aaa, mă, stai tu liniștit. Dă-mă să vă ce ai acolo. Sunt niște amintiri foarte emoționale și nu ai voie să le vezi. Îmi zic cu Federico, sunt gay. Cu oameni morți, cu talea, dă-i tu. Caut o lopată. Cred că o să fac un bot să citească cu sunet mesajele astea cu donații, cu... Nu că vrei. Hai, stați fiți. Eu cred că să mă duc după ăsta să văd ce în groapă acolo. Eu să mă întorc de pe el să văd. Se uită la mine? Ce te uitești la mine? Nu știu. Ai venit deodată. Fac de și dai, mă. Hm? Fac așa. Unde au băgat ăștia? Nu s-au dus ăștia. S-au băgat sub pod. Chat unde sunt ăștia? Nu știu chat. După guys vreau să vă spun, să citim niște zvonuri legate de GTA 6. Mă, dar repede mai alergi. Ai făcut spor la viața ta? Te vei uita la ce s-a întâlnit pe Discord cu GTA 5, o să adaug gemapa Liberty City. Da? La GTA 5? La cine? Unde am grupat? Știi ce că au îngropat? Bă, ăștia... Nu, ăștia n-au intrat din cauza a ce mi-au zis ei, 100% mi-au așa chat. Bă, au bătut Heliosul. Mamă, cidă, mamă, cidă. A voi? Frederico are soție? Mai bine, mamă, că s-ar... Mamă.
Haide, frate. Unde mergem? Să ne rugăm. Oh my god. Bă, trebuie să găsim... Unde ne-am odihnit noi mașina? Vreau să dorm în mașină. Să văd cum e. În seara asta. Sau nu știu. Sau dorm în mașină. Bă, vreau să mă bărbieresc. Ai, bă. Dorm cu tine, că după aia zici că nu știu ce. Mâine facem asta, mă. Mă auzi, Frederico? Bine. Acum mai găsim un loc unde să dormim. Zi-mi un loc. Bă, ăsta... La casa aia lui... Nu știu ce casă. Unde naiba să mergem, mă? Zi. N-afară de... La Bibi. Fii atent, mă las să conducă, știu. Oameni, eu. Deci îți dă pe mine să IQ. Lasă-mă pe mine să conducă, știu eu. Bine, hai. Ha. Hai, Marius, în spate cu mine. Ce faci? Na. Ce? Na. Da, mă, n-am. Ce? No, nu aici. Ce mă duce asta, mă? În parcare? Vezi, asta-i găsit la Federica. Vezi că poate dăm de poliție, frate, și după ai pus-o. Taci. E clar. Rupe gardul. Mă. Doamne. A venit cu... Mamă, ce vrei să faci? Ce faci, mă? A, mă, aveți și figuri, tu ce-ți? Băi, ești nebun, ia uite ce am aici. Bă, n-am figuri, dar... Asta e lux unde stăm noi. Bă, asta e lux, Federico, ești nebun? Lux. Deci... Avem mai multe aici, vină cu acei. Mă... Mă, ce băi vezi? Aici aduceți-mă voi o fată. Bă, Federico, nu stăm aici. Marcel, nu vrei să căutăm noi ceva motel, că eu nu stau. Eu te-o vere, ești nebun. Ce-ți dorești mai mult decât un acoperiș și o saltea? Bă, ce era la pușcărie e... Aici e lux, ești nebun? Și aici avem așa cu izolare, ia vine. Ce, vă plângeți cumva? Nu, niciodată. Eu? Marcele. Oh my god. Hai să căutăm ceva motel, că nu... Bă, deci aici avem... Unde să știam? Nu. Voi aici dormiți, mă? Eu mă stau în mașină, hai să-mi ușor. Da, vin și eu în mașină, nu, eu nu stau aici. Hai, lasă. Nu mă, dormim aici. Mai față unul aici. Aici, unul. Bă, ai și fițe, bă, mai stai în mașină, nu știi să treci tu, nu știi să-ți părvețești. Ești nebun la cap, ăștia. Nu știu ce au mâncat ăștia, au mâncat stricat rău de tot la închisoare. Hai, tu stai acolo, întinde-te, dacă vrei, în față, mă, stau aici, pe spate. Întind în spate. Se uită pe geam, tristă. Uite, bă, de aici, de nebună. Asta ar vrea nebună, ar vrea nebună. Ar vrea nebună. Bă, du-te la casă unde stă Elena. Ne, e prea mică pentru toți ăștia nebunii, nu știu ce, dormi aici, lasă așa. Chat, stăm aici. Așa, să fie ceva mai diferit. Deci, o să închidem aici acest episod de ăia, uitați-i acolo în spate cum dorm. Ia dorm acolo. Au nebunii, deci s-au întâmplat multe chestii, guys, ca o mică recapitulare. Astăzi i-am găsit pe Bezea și Frederico. Și aparent că ar fi intrat din cauza mea, deși nu prea cred că e povestea care mi-am spus-o mie.
Cred că s-a întâmplat ceva și o să aflăm poate mai multe detalii în episodul următor. Episodul următor o să ne ducem la Bibi și o să existe probabil un cir destul de mare între mine și Bibi. Da. Cam atât am văzut cu acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți următorul episod cât mai repede, nu uitați să dați acolo pe butonul de like, să facem cât mai multe like-uri la acest episod. Peste 4000 de like-uri ar fi super, super, super tare. Întrebarea episodului este: cum credeți că o să arate copilul lui Mariusel, ok? Să nu răspundeți acolo în comentarii, iar cel mai votat comentariu apare în următorul episod, la începutul episodului, ok? Eu vă pup și ne auzim data viitoare.